Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la știrea cea bună. Sunt Cornel Drăvășan și în această seară o să aflăm câteva lucruri foarte frumoase. Cei dintre noastre care iubiți povestirile, vă rog să fiți foarte aproape de noi, pentru că ceea ce urmează este ceva deosebit. Înainte de a vă spune știrea cea mai bună, vă spun câteva știri bune. Priviți, vă rog, un maratonist neobișnuit în imaginea care urmează. Este un tânăr din Botoșani, pe numele lui Iulian Rotariu, care aleargă pentru copiii bolnavi undeva la Polul Nord, la minus 60 de grade Celsius. Ați auzit bine, minus 60 de grade Celsius. Omul acesta a alergat peste 250 de kilometri, bineînțeles cu anumite popasuri. Dar să alergi la minus 60 de grade Celsius pentru copiii bolnavi din România, există fundații, există oameni care recompensează astfel de eforturi. Cum a început totul pentru Iulian Rotariu? Se spune că are un băiețel de 10 ani care, la o vârstă foarte fragedă, s-a născut cu o malformație pe inimă. La 3 ani a avut o intervenție pe inimă, pe cord deschis. Intervenția a durat 9 ore și imaginați-vă un lucru. Timp de 9 ore, omul acesta a fugit pe lângă spital. Un tip l-a văzut când s-a dus la servici, l-a văzut tot acolo alergând când a venit la servici și a spus: tu trebuie să participi la maraton. Și așa i-a venit ideea aceasta, 9 ore. Iar acum aleargă la minus 60 de grade Celsius. Noi ne mai plângem că ne e frig la minus 2, minus 3. Felicitări și Dumnezeu să fie cu tine, Iulian. Tot am auzit glume cu privire la filmul din 1990, Singura Casă. Nu știu câți dintre dumneavoastră l-ați văzut cel puțin o dată. Sunt mai multe serii, dar probabil că cea mai reușită realizare este cea cu Macaulay Culkin în rolul principal, un puști blond foarte inteligent care a fost selecționat pentru rolul principal. Cunoașteți mulți dintre dumneavoastră această imagine cu puștul. Doar că acest puști a devenit mare și anul trecut se zvonea că moare din cauza drogurilor. Era foarte slab, era pierdut o privire groaznică și toată lumea se aștepta la ce era mai rău. Însă s-a întâmplat un lucru. În aceste zile a fost văzut la Paris cu acest buchet de flori și cu un cadou în mână. Pentru cine credeți? Pentru Brenda Song. Iată-l pe Macaulay Culkin alături de Brenda Song, prietena lui. Știți ce este interesant, doamnelor și domnilor? Omul își revine atunci când lângă el se află un motiv pentru care are să revină. Nu știu dacă este chiar valabilă acea maximă românească: femeia te ridică, femeia te coboară, dar să știți că este posibilă. Așa că fie că sunteți femeie, fie că sunteți bărbat, e foarte important să ridicați pe cel de lângă dumneavoastră. Acest lucru îmi doresc să-l faceți nu doar cu ocazia sărbătorilor, nu doar cu ocazia acestor zile în care ne gândim la cadouri, ne gândim la flori, ci în toate zilele pe care le trăim. Știrea cea mai bună însă în această seară este că împreună cu noi se află domnul Ciprian Marin. Bună seara, Ciprian, bine ai venit! Bine te-am găsit! Mă bucur din toată inima că ai venit la noi. Au început băieții de deasupra să joace pe pice, dar noi sper să... Ne creează ambianță. Ne creează o ambianță plăcută, da? Plăcută, da. Ciprian, ai o istorie fascinantă și mă bucur că ai venit la emisiune. Te urmăresc de ceva vreme pe Facebook. Îmi plac foarte mult nuvelele tale, sau cum să le numesc, schițele tale. Am văzut cu mare drag cum oamenii savurează tot ceea ce scrii și mi-am zis în sufletul meu: trebuie să te invit pentru că ai un dar special de a povesti. De unde vine talentul acesta? Este un dar de la Dumnezeu. Pur și simplu m-am născut cu el. Simt nevoia de fiecare dată să umblu în buzunar cu o bucată de hârtie și un pix și efectiv apar idei și simt nevoia să le notez. Și din notițele respective dezvolt subiecte. Ca să nu le uiți, nu? Ca să nu le uiți, da. Sau ciulesc urechile într-o piață, la o frizerie, într-un tren. Oamenii discută tot felul de subiecte și poți specula la un moment dat să extragi tot felul de idei. Și te preocupă treaba asta, adică nu obosești, iei tot timpul notițe? Da. Foarte interesant.
Ciprian, povestește-ne puțin despre copilăria ta. În seara asta vreau să avem povestiri mai multe. Vreau să te dezlănțui, să ne povestești lucruri de la țară, de la bunica. De unde ești deloc și cum ai petrecut copilăria? Deloc sunt din Ploiești, dar primii 6 ani din viață i-am petrecut la bunica, în satul Zalhana. Cum Zalhana. În ce județ? Prahova. Tot în Prahova. Da. Și bineînțeles că acolo, ca orice copil, am făcut tot felul de boacăne. Și ele merită a fi povestite. Ia, povestește-ne o boacănă de pe vremea copilăriei tale. Da. Spre exemplu, eram cu un prieten din vecin și omul a zis că n-ar strica să mergem pe tarlaua cuiva și să dezgropăm câteva cuiburi de cartofi și să mergem la fiecare la bunica lui să ne facă niște cartofi. Și zis și făcut. Am mers la bunica cu poala de cartofi și bineînțeles că prima întrebare a fost de unde ai cartofi. I-am explicat unde i-am găsit, bineînțeles că am mers cu mine, am identificat locul. Am strigat la poarta femeii și am explicat, știți, de fapt bunica a spus, nepotul va recolta cartofii, mă scuzați, vin de înapoi. Da, da. Deci nu te-a lăsat bunica să mergi pe linia asta? Nu. M-a corectat. Era după Revoluție, nu? Incidentul. Nu, înainte. Înainte? Și erau ai cuiva, nu era ai colectivului, pentru că nu. Pe vremea aia sau pe la... Era un loc lângă casă. Am înțeles, da, da. Deci de lângă casa femeii, am înțeles. Ok. Și bunica, să înțeleg că a fost așa un reper pentru tine. Da, da. Era o femeie foarte spirituală și adesea chiar severă. Mi-aduc aminte de o situație. Erau mai multe femei grupate la o mică discuție, chiar în mijlocul uliței. Și eu, copilaș fiind, mă jucam pe lângă grupul respectiv. Un sătean, să zic așa, stătea rezemat de un gard, avea o șapcă de ceferiți pe cap și pufăia dintr-o țigară. Și ce? I-a trecut omului prin cap. M-a strigat ca să-mi dea țigara respectivă. Am luat, bineînțeles, chiștocul aprins și omul imediat a făcut o atentă pe bunica. Deci ea privește la nepotul tău ce are în mână. Și bunica a nebunit. Când a văzut că fumegă chiștocul ăla în mâna mea, s-a dus repede lângă un gard, a luat dita mai urzica și când mi-a tras peste mâini, m-am săturat de... Nu m-am mai atins în viața mea de așa ceva. Dar omul voia doar să glumească. Da, a fost o glumă. Pur și bunica nu și-a dat seama. Bunica nu știa la lucrurile. Trebuia corijate, bineînțeles. Să înțeleg că din copilărie ai fost educat în direcția asta spirituală bună, da. Cu frică de Dumnezeu și toate celelalte lucruri. Dar știu că odată era să dai foc la casă. A, da, da, s-a întâmplat și s-a întâmplat și povestea asta. Cu același prieten de făcut boacăne, ne-am zis noi să dăm foc la niște foi de porumb. Inițial așa am pornit cu gândul ăsta, să facem un mic foc. Dar ca să nu ne întrerupă din acțiune nici bunica mea și nici a lui, eram în vizită la bunica lui, și femeile, nu știu ce, vreau să vadă în cotețul porcului ceva. Și noi am închis ușa după ele, am pus pana și le-am blocat acolo, după care ne-am văzut de treabă. Și bineînțeles, situația a scăpat de sub control și a luat foc dita mai gluga de coceni. Ne-am speriat, am dat drum bunicilor ca să intervină. Iar... Ai primit papara? Am primit, clar. O meritam. Cum primeai papara? Cu te-o nuia, care ustura teribil de mult. Și părinții nu ziceau nimic, nu? Nu le povesteai că erai de vină? Nu, eram de vină, clar. Ciprian, cum s-a atins Dumnezeu de viața ta, de inima ta? Am simțit un gol sufletesc, un pustiu. La un moment dat am început să-mi pun foarte multe întrebări. Până la o vreme mi s-a părut ceva normal să existe Dumnezeu. După armată mi-am pus întrebări dacă chiar este credința mea sau este
o credință însușită de la bunici. Și atunci am făcut oarecare cercetări, nu m-am mulțumit, vreau parcă tot mai mult. Într-un final am acceptat revelația. Am citit din Biblie și am acceptat exact ceea ce scrie acolo. Foarte interesant. Vorbim puțin mai târziu despre armată. Haideți, povestește-ne puțin câteva lucruri despre liceu, despre creșterea ta în filologie, între ale cărților. La liceu, în timpul orelor de matematică, fiindcă nu eram foarte atras de integrale și tot felul de minuni ce se întâmplă pe table respective, preferam să privesc pe fereastră, clasa noastră era la parter, și adesea vedeam câte o vrăbiuță cum se așează pe o crenguță a unui copac, creanga se balansa, uitam la vrabe respectivă, mișcării, și efectiv mă izbea inspirația. Luam repede o foaie, începeam să compun poezii și... Cam, nu era de matematică. Nu era de matematică. Era cel mai potrivit atunci. Da. Noi ardeam muște cu lupa în orele de matematică. Da. Era așa, indiferent ce anul timp, dacă era soare, aveam niște lupe foarte groase și, da, iarna nu se muște, dar așa, spre toamnă mai vin. Da, da. Și fixam așa pe câte una și stătea, deci nu zbura, stătea până ieșea fum din ea și așa murea. Foarte interesant. Și făceam sportul ăsta la școală. Cum a fost... experiența cu artele marțiale, te rog să-mi povestești. Foarte interesant, da. Eram un puș destul de timid și un coleg de-al meu care avea o personalitate foarte puternică, un tip coleric, a vrut neapărat să practice arte marțiale și bineînțeles că eram în umbra lui și tot ce făcea el, făceam și eu, făceam împreună ca niște frați. Și atunci mi-a propus să ne înscriem la arte marțiale. A fost interesant. Am dat tot felul de examene, am învățat tot felul de tehnici, până într-acolo încât, după ce mi-am câștigat centura galbenă, care era ceva. Da, însă era foarte jos. Am îndrăzit să-l provoc pe un coleg sportiv care avea centura maro. Și îți dai seama ce ești, nu? Ai luat bătaie? Da, clar, da. Am vrut să aplic din loviturile pe care le-am învățat. Și bineînțeles că am uitat de gardă, de protecție, de tot și m-am dus cu o mână ridicată înspre fața lui. De tipul era foarte concentrat, foarte calm. L-a așteptat să atac și după care a făcut o fandare și s-a băgat pe dedesubt și am prins un pumn înficat, ceea ce nu doresc nimănui să... Deci îl simt și acum. Și acum îl simt. Deci nu mai știu că pentru mine s-a terminat antrenamentul pe ziua respectiv eram întins și vedeam o grămadă de capete aplicate înspre mine și mă întreba dacă-s bine, dacă mai... Da. Așa a fost. De mic ai făcut multe peripeții. Da. Îți plăceau excursiile. Da. Și la un moment dat ai fost provocat de un telescaun. Povestește-ne cum s-a întâmplat. Același prieten cu care mergeam la arte marțiale, bineînțeles că în primul rând mergeam și în excursie. Și fiindcă nu aveam cine știe ce fonduri disponibile, am mers noi la predeal, am urcat la Clăbucet pe timp de iarnă și la întoarcere mi s-a părut interesant să scurtăm drumul, adică timpul de fapt de coborâre. Și am coborât pe sub telescaun și la un moment dat era un dâmb, unde telescaunul ajungea exact la o înălțime potrivită cât să ne putem urca din mers. Numai că am scăpat din vedere un detaliu. El trebuia să, colegul meu, prietenul meu trebuia să urce într-un telescaun, iar eu trebuia să îl aștept pe următor. Noi doi am vrut să urcăm în același telescaun. Bineînțeles că telescaunul a fost în mișcare. El a apucat să urce, eu am mers pe lângă el 2-3 pași și m-am agățat într-un final de un mâner de bară de la telescaun. M-am trezit că telescaunul capătă altitudine, am rămas agățat și m-am prins și cu cealaltă mână. A fost o reacție de moment spontană și efectiv m-am trezit la 4-5 metri deasupra și eram cu mâine încleștate, bara de fier, iarnă, fără mânuși și prietenul tot vorbea cu mine și îmi spunea: măi, ești bine?
hai că-ți dau mâna, te trag eu. Eu aveam și rucsac în spate. Am spus, băi, n-ai cum, e imposibil. Deci, și voi negociați acolo. Da, negociam acolo. Și la un moment dat am spus, știi ce, uite, eu să-mi dau drumul și zic că ne vedem în predeal. Și chiar așa am făcut. La un moment dat mi-am desprins băine și am căzut în gol, zăpadă zdravă în strat afânat. Știu că m-am afundat bine de tot și am rămas nemișcat vreo câteva secunde. Și am început ușor să mișc întâi degetele, capul, zic, să văd ce am rupt. Îmi dau seama că nu era o coastă un pic. De la ce distanță ai calculat după aceea? Cam cât era? 5 metri, 6 metri, nu știu. Da, a fost o experiență. Vai, interesantă. Și te-ai fundat în zăpadă? Da, da. Și ai reușit să ieși? Și am ieșit, da. Le-ai scris pe toate astea într-o carte? Am scris o parte din ele. Dacă nu se întâmplau poveștile astea, viața era banală, cred, sincer. Da, dar totuși, în armată nu trebuia să pățești cât ai pățit. La fel, nici nu trebuia să pățesc cât am pățit în armată. Dacă ar fi să povestesc... Am citit la un moment dat ce ai scris, ceva, da? Am râs cu lacrimi. Da, a fost extraordinar. Da. Povestește-ne tu despre armată. În ce an ai făcut armata și unde? În 1999, la Clinceni. La parașutiști. Bineînțeles că... Instrucție la parașutiști. Instrucție, da. Dar chiar n-am vrut să sar cu parașuta, n-am avut curaj necesar. Însă m-a lipit și eu de instrucție atât cât s-a putut. Până într-acolo, încât atunci când trebuia să tragem cu pistolul, pistol Carpați, nu mi-a explicat nimeni despre recul. Aveam ținta în față, a luat pur și simplu pistolul, crezând că e la fel cum se întâmplă prin filme, și am luat ținta și, efectiv, când am tras, s-a dus glonțul în pământ, s-a înfipt în fața mea la câțiva metri. Și, bineînțeles, am fost moștruluit și s-a tras atenția, că nu sunt în stare și măcar să trag cu un pistol. Nu mi-a explicat că trebuie să am stabilitate să țin mâna. Al doilea glonț am tras în țintă. Ce peripeții ai avut în armată? În armată? A trebuit să tragem cu arma, cu Kalashnikov. Și eram în niște spații unde trebuia să luăm poziție și trebuia să tragem foc cu foc. Și s-a auzit de la cei din fața mea tot câte un foc. Și când s-a ajuns la mine, efectiv, m-a tăiat capul să mut poziția pentru tragere la foc automat. Și de la mine s-a auzit tot. Și bineînțeles că a venit instructorul, m-a certat, mi-a zis de toate, nu se dar poate... Dar tu ai mișcat acum? Da, eu am, intenționat. Și mă plictiseam, simțeam nevoie să mai fac încă una. Da. Ne-a fost pedepsit pentru asta? Ba da, da. Dar culmea că n-am fost atât de pedepsit pentru ipostaza asta, cât am fost pedepsit pentru faptul că m-a văzut odată un colonel. Nu purtam beretă pe cap. Eu o răsucisem așa frumos și o băgasem aici, făcuse înclătită. Și mergeam prin curtea unității, a văzut colonelul, m-a chemat la raport. Ce înseamnă obrăznicia asta? Nu ești instruit, trebuie să fie disciplină în armată. 5 zile de arest. Am zis că n-aud bine. A dat telefon la locotenentul care era superiorul meu și foarte nervos i-a explicat acolo. Soldatul respectiv nu este instruit. Trebuie să meargă la arest 5 zile. Cum? Deci mă face de râs. Pe lângă cele 5 zile pe care le-ați dat dumneavoastră, o să mai dau și eu încă 3. Deja mi se părea fantastic. O să fac aproape 8 zile de arest. Atunci colonelul s-a îmbunat și a spus, bine, dacă dai tu 3 zile, le retrag după la 5. Și așa am ajuns să am stat la arest. Și bine, a fost de fapt 3 zile jumate. Cum? Pentru că m-am uitat acolo. Cum era la arest? La arest am crezut că în prima zi e acceptabil. Până într-a treia zi, când a intrat de serviciu un sergent major, care avea armata în sânge. Și efectiv, nu m-am odihnit în ziua aia. N-am avut timp să stau degeaba. Deci, ne-a dat în prima fază să săpăm.
Era un sol unde nu se mai săpase niciodată acolo. Era bătătorit, erau ierbi uscate. Deci intra cazma aia fantastic de greu. Apoi am scuturat cazarmamentul. Perne, saltele, tot ce trebuia. Ne-a invitat să ne ocupăm de biroul dânsului. Era un parchet atât de murdar, năclăit era pur și simplu. Se intrase acolo ani de zile cu bocanci, cu noroi și pur și simplu nu-i scutai fața. A venit cu o gălată de apă, a aruncat. A venit și cu un făraș cu nisip, a aruncat pe jos. Și mi-a dus o cârpă și mi-a spus, hai, te apuci și freci până scoți fața la parchet. La parchet. După care, până spre seară, m-am mai trezit și cu un veceu care trebuia spălat și ăla. Avea niște expresii, niște ciudățenii. Să fie cerculețe mici și dese. Asta vreau să speli de la baza veceului în sus și tot foarte aproape. Și să miroase a primăvară. Bineînțeles că a trebuit să mai întreb în stânga și dreapta. Măi, cum să miroase a primăvară într-o toaletă? Acum, serios. Și mi-au explicat veteranii, băi, dacă ai pastă de dinți pe la tine, dai pe jos și dai cu pastă de dinți să miroase foarte bine. Și până spre seară a venit cu noi pretenții. Deci eu eram deja obosit, eram terminat, nu mai puteam. Și somnul ăsta nu mai are de gând să oprească. Zice, să fie ca la McDonald's în cazarmă aici. Mă zic, cum e la McDonald's? De fapt, ce se întâmplă acolo? Și iarăși, a trebuit să mă instruiesc la veterani. Zice, băi, vezi că ăsta are pretenții așa să iei un teu, pui o cârpă din asta umezită și să te vadă că treci pe holuri. În continuu să te vadă că nu e uscat pe jos. Asta a făcut toată ziua. Deci m-a zăpăcit, m-a terminat în ziua aia. Da, lecții de viață, nu? Lecții de viață. Că umbli fără bonetă, ce să-ți fac? Da, corect. Da. Spune-mi, te rog, din poeziile pe care le-ai scris, ai dus una să ne citești și să ne reciți în seara asta? Da, am adus câteva. O să rog pe colegii mei din regie să pună așa o muzică frumoasă, timp în care ne spui câteva poezii din creația proprie și apoi vreau să ne și citești din ceea ce ai scris și ai postat pe internet câteva rânduri frumoase ale tale și apoi mai povestim despre altele. După aceea te provoc la un joc de regionalisme. Super. Te vedem. Poezia se numește Viscul. Din nări de vânturi, din înalturi, se prăvăleau stihii în asalturi, izbeau suflările celeste și își ficuiau pe la ferestre, cu bice reci, cu cai de gheață, sufla hain, sufla aharță. Pe sub cohortele de fluturi roteau în hore cu nădufuri, făloșii fulgi, săreau și pufuri, din aripi îngerești, din ciucuri de argint și peri îmburdușite, cerneau făini din ciuri și site, vălureau rochi de mirese izbind în ochi cu ace dese, pe garduri apăreau dantele, scufii pe case, praf de stele, urzeau pe ram ghirlande grele, încărunțeau firele mele. Ningea continuu furtunos, alb era în sus, dar și pe jos, iepuri săltau alb prin zăpadă, copita ciutei da să vadă al ierbii smoc, iar pe sub săbii zburătăceau voioase vrăbi. Foarte frumos. Ești foarte sensibil. Foarte. Poate prea sensibil. Plângi? Asta e unde... Oricum, mult mai des decât soția mea. Da? Da. Dar nu e nicio rușine. Asta trebuie să mă accept cum sunt. Ia, citește-ne... Ce ne mai citești? Ultima poezie pe care am scris-o acum câteva nopți, pot spune, că mai mult noapte am apucat în ziua. Descătușările iubirii se numește. A venit timpul să întoarcem inimi unii către alții, fir luminii ca să toarcem cor iubirii cânte psalții. A trecut timpul când alții ne-au momit cu ațățare și-au pierdut puterea tații urilor fără împăcare. A venit ceasul când frica scufundată în râu fierbinte și în bătăi de inimi clipa s-o necăm în straie sfinte. Curgă vorba mlădioasă de pe dulce buza țării, ca poteci de argint ce lasă raza lunii în largul mării. Fericită-i starea celui ce iubește să iubească, necuprins de chingi în felul slobodnaltul tot putească. Descătușările iubirii. De Ciprian Marin.
Ce poveste ne-ai adus să ne citești? O să citesc, cred că, o întâmplare amuzantă. Socul meu, dacă se uită la emisiune, îl salut cu ocazia asta și rog să mă ierte pentru că... Desconspi sau deconspi, da, ceva. Da, ceva care am ținut ascuns. Să vedem, poate nu o să citești chiar tot, ca să nu le dăm, dragilor noștri privitori, totul, ca să te mai caute, okay, și pe pagina de Facebook. Ok, bine. Să vedem ce se întâmplă. Da. Se numește Coasa și roaba sau Ce-mi trebuia mie să cosesc. Lăcustele țărăiau neîntrerupt. Atât de natural făceau aerul să vibreze acumințenie paradisiacă, încât ochii începeau instinctiv să se rotească vrăjiți pe deasupra întinderilor scăldate în soare, urmărind încet și atent fiecare buclă lină a poienilor înverzite, dăruită cu atâta belșug de flori sălbatice. Verdele pădurilor transmitea nuanțe interminabil de variate, cu porțiuni mai crude sau mai închise, iar formele ramurilor și înălțimile copacilor erau atât de diverse. Eram plăcut surprins de ritmul odihnitor al bătăilor inimii, care preluase acea pace rară a împrejurimilor. Orice potecă îngustă conținea promisiunea unei aventuri plină de neprevăzut. Sigur, nu fusese croită de om sau de vită, fără ca, la capătul călătoriei, să nu fie găsită vreo răsplată surprinzătoare. Apucasem adesea pe firul care conducea spre frumosul vârf al Cârmaciului, de unde puteai vedea atât de clar impresionanta vale a Borodinei. Altădată am explorat poenii în care moțeiau vechi așezări părăsite în mijlocul unor pustietăți răpitoare și mă minunam de rezonanța denumirilor și imediat întrebam cât mai multe despre localnicii vechi ce-și duseseră viața pe înălțimile acelea încărcate de splendoare. Auzeam de Sofron, de Iurcu, apoi de Hlodic, Ilicicu sau Fodorovici și tare mă miram atunci când răsărea și câte un Vasile ori Popescu printre ei. Însă chiar și aceștia erau cunoscuți mai mult după porecle decât după numele reale. Așa că, dacă ai fi vrut să fii ghidat de vreun localnic către vârfuri, spre frontieră, mai bine ai fi întrebat de Țepic sau de Gamă și așa ai fi avut ceva șanse să primești îndrumări folositoare. Mai citesc? Mai continui? Sau mă opresc? Povestește-ne cu cuvintele tale, pentru că e foarte plastic și foarte frumos cum scrii, dar probabil că citit așa nu are același impact ca și atunci când îl citești cu ochii tăi. Zi-mi ce s-a întâmplat, practic. Ce s-a întâmplat? Foarte pe scurt. Câțiva ani la rând am încercat să mă inițiez în arta cositului, pot să spun așa. Am vrut o coasă pentru că s-a înfipt vârful în pământ. Anul următor am pățit la fel și deja al treilea an fierbea în mine dorința ca să încerc din nou. Am zis, de data asta trebuie să reușesc. Era o zi de 4 august, dacă nu mă înșel. Socrii mei erau plecați la Rădăuți. Și era ziua de naștere a socrului meu. Și mi-am zis să-i fac o surpriză socrului meu. Și chiar am reușit să-i fac. Am luat coasa și am început să cosesc în ogradă. De data asta mi-am ales un teren care să fie plat. Și aduse mai întâi o ploaie care ușura toată activitatea asta, pentru că coasa patina foarte bine. Plăcea să aud fâșitul acela de coasă care taie. Soția a ieșit în pragul căsuței și m-a strigat la masă. Eu, încăpățânat și perseverent în același timp, am rugat-o să mai mă aștepte câteva minute să continui până la capăt ce aveam de făcut. Soția a înțeles și eu am tras mai departe încă o mișcare și încă una. Și când credeam că lucrurile merg atât de bine, odată ce am auzit un sunet ăsta, un fâsâit. Și nu mi-explicam ce se petrece. Când m-am uitat cu atenție, vârful coasei, unde cred că era înfipt, în singurul loc unde n-ar fi trebuit să înfigă, în tot dealul ăla, era în altitudine de 975 metri, pe obținele Bucovinei, 50 de metri de pădure. Și acolo era singurul cauciuc umflat de la o roabă. Și efectiv, mi-am pus mine în cap și am zis, oamenii ăștia au atâta nevoie de roabă să-și facă treaba. Socrul meu o să urce în câteva zeci de minute la deal, e ziua de naștere a dânsului,
ce să faci, să-i strigi jos, să supăr, spune, știi, ți-am spart cauciucul la, de la roabă. Așa că am ales să tac din gură. Socul meu a venit împreună cu soacra mea. Avea un tort, prăjiturele. Ne-am strâns toți în casă, bucurie mare. Și i-am cântat la mulți ani, eram toți acolo. Și a început cântarea, așa de sublim și așa de dulce. Mulți ani trăiască. Și eram toți bucuroși și zâmbeam. Și soția se uita spre mine și zâmbea. Și eu mă uitam spre ea și zâmbeam. Ei i-ai spus? Ei i-am spus, ea știa. Și la un moment dat, deci era un zâmbet pe de parte de bucurie, pentru că socul meu era sărbătorit și în același timp printre zâmbete veneau flash-uri în minte și îmi spuneam, ah, vârful coasei în cauciucul ăla, cauciucul ăla desumflat. Zic, ai, mă simt așa vinovat, era așa rușine. Și în același timp eram și bucuros. Deci, a fost o situație paradoxală atunci. Cu ocazia asta îmi cer scuze sau îmi cer iertare pentru boacăna asta. Eu cred că de asta ai venit la emisiune, ca să... Cred că am prins curaj acum să fac mărturisirea asta. Așa? Și când i-ai spus? Acum. Doar acum? Asta a fost cea mai tare acum. Fază. Deci acum i-ai zis doar. Acum, da. El a văzut doar croaba cu... Da, cauciucul tăiat. Am auzit ulterior, săracul, că s-a chinuit și nu reușea să scoată groata aia și nu intra și a cumpărat. Iată o confesiune în direct la emisiunea noastră, știi ce au făcut. I-a tăiat cauciucul roabei socrului tău și i-ai destănuit acum în direct. Asta e extraordinar. E chiar groaznic am făcut treaba asta, dar pur și simplu n-am putut să mă abțin. Dar n-ai putut să-i strigi ziua. Asta a fost. E important. Nu ruinezi omului ziua de naștere. Nu se face așa ceva. Extraordinar. Știu că pe lângă darul acesta de scriitor, ai lucrat în jurnalism, ai lucrat la un ziar, da. Ai învățat să scrii șapouri, ai învățat să scrii foarte frumos. Mă bucur că te-ai reapucat de scris. Și eu. Dar în același timp lucrez ca pedagog la un liceu creștin, la Liceul Adventist din București. Spune-mi, te rog, cum e în calitate de pedagog la un liceu creștin? Oh, foarte provocator. Da? N-ai timp să te plictisești niciodată. Nu? Nu. Nu sunt convins așa ca Sfinții Nicoană? Da. Nu știu dacă ar fi de preferat să fie chiar prea cuminți. Pentru că e nevoie de interacțiune, de adrenalină. Da, se întâmplă lucruri zilnic. Povestește-ne ce se întâmplă în viața unui pedagog. Ce situații limită ai avut? Situații limită. Eram în tură de noapte. Niște elevi au venit la mine foarte impacientați și mi-au comunicat că se întâmplă ceva destul de grav în camera lor. Am mers foarte rapid, am intrat în cameră și am văzut unul dintre elevii mei că stătea tolănit în pat, dar era ridicat de la bust și stătea cu capul sprijinit în palmă. Avea ochii deschiși, privirea în gol, nu reacționa. Am încercat să îi trec cu mâna prin față, au crezut să văd dacă reacționează, nu reacționa. Am încercat semnale sonore să văd dacă reacționa stimul, nu reacționa. M-am uitat cu atenție la el. Am văzut că avea broboane pe frunte și am considerat că este o fierbințeală în corpul lui, care are febră. M-am înșelat când am pus mâna pe obrazul lui. Am constatat că era foarte rece și am acționat imediat, mi-am dat seama că e urgent strașnică și care nu suporta amânare. Am sunat la 112, am dat toate detaliile, au trimis salvarea pe teren. Au venit repede? Au venit repede. Dar șoferul m-a sunat la un moment dat și mi-a spus că nu cunoaște foarte bine zona și dacă vreau și pot să ies în întâmpinare ca să-l ghidez. Am plecat din cameră pentru 5-7 minute, m-am întâlnit cu echipajul ambulanței, am făcut semn pe unde trebuie să o ia. Au ajuns înaintea mea, evident, am venit după ei și când am intrat în cameră, era asistenta medicală cu o seringă cu fiola pregătită să-i facă insulină și deja situația elevului se înrăutățise, n-am văzut așa ceva în viața mea, parcă era băgat la curent electric. Deci a început să niște spasme, niște, efectiv tot corpul să zgâlțea și ce capul. De ce insulină? Avea diabet. Trebuia să precizez detaliul ăsta, avea diabet băiatul și a fost probabil că la limita comei diabetice. A fost o comă, da. Și n-a reacționat de la prima doză și au mai făcut încă una. Cu greu și-a revenit, era confuz, era obosit.
nu înțelegea ce se întâmplă în cameră, vrea să fie lăsat în pace, să doarmă. I s-a explicat că are nevoie neapărat să meargă la spital, să fie internat. Și am fost cu el, am stat până la 5-6 dimineața, el a rămas internat, eu m-am întors. Dar acolo am intrat în contact cu tot fel de realități dure ale lumii noastre. Am văzut o mamă internată cu copilașul de 6 luni, avea glicemie 300. Mi s-a părut dureros să vezi așa ceva. Da. Și a fost salvat băiatul. A fost salvat, da. Asta e o situație, se poate întâmpla. Deci trebuie să fii tot timpul în alertă și să fii pregătit să... Uneată o situație destul de dramatică, de la râs la seriozitate, am trecut foarte rapid. Da. Borobațe, ce fac copiii? Borobațe, da. Eram în camera mea și am auzit că se mișcă clanța. Și mi-a dat seama că cineva umblă pe din afară. Și imediat m-am dus să văd ce se întâmplă. Și când am deschis ușa, efectiv, pe partea cealaltă, pe clanță, sprângeau picături de miere. Și m-am gândit o clipă cam cine ar fi responsabil de trăznei de genul ăsta. Și aveam unul în minte, la sigur. M-am dus două camere lângă mine. Și când am intrat în camera respectivă, l-am văzut pe băiatul respectiv în patul supraetajat, întors cu fața la perete și părea să doarmă. Dar din cauza că se grăbise atât tare și alergase, se vedea cum respiră foarte alert. Și mi-am dat seama, am fost primul indiciu și atât m-am abținut să nu râd. Și am început un dialog cu el, chiar în ipostaza aia, în care el părea că doarme, el părea... Și l-am deranjat cumva și am spus... Zic, puiule, ai fost să pui miere pe la mine pe clanță. El nu a răspuns în niciun fel, vrea să păsteze aparențele de somn adânc și continua să respire așa. Și am uitat pe masa lui și am văzut un borcan de miere și o lingură băgată acum și scobit până la fund și eu zic triumfător. Zic, uite, mierea asta ai folosit-o ce ai pus la mine acolo. De el n-a mai putut să se abțină și s-a întors și a făcut o confesiune care m-a dat pe spate. Zice, nu burcanul ăla, de fapt am luat din ăla, din dulap. Mai aveam unul de rezervă. Da, și... Deci ăsta era... Da. Nu era, n-ai ghicit tu chiar... Nu chiar, am fost la limit aproape, da. Da. Cred că e provocator să fii pedagog la școala nouă, vorba lui Caragiale, sau cine scrie pedagog de școală nouă? Caragiale. Așa. Provocator să fie așa, printre băieți, printre... Oricum, nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge într-o ipostază de genul ăsta, pentru că la rândul meu am făcut o fel de trăznăi la școală și eu am chinuit profesorul anume și acum să ajung să lucrez cu elevi. Da. Și cred că plătesc pentru toate păcatele mele din rețea. Da. Povestește-mi despre niște regionalisme din zona ta sau din zona soției. Da. Vreau să te întreb dacă știi ce înseamnă papândec. O papândecă. Papândecă? Papândecă. Are legătură cu popândău de pe... Nu. Deci este un fel de carton dat cu zmoală. Papândec? Da. Papândec. M-am familiarizat și eu cu așa ceva, nu știam. Ce înseamnă fioc? N-am idee. Fioc înseamnă sertar. Du-te vezi din fioc dacă e așa ceva. Aha, ok. Sertar. Da. Chișleac. Știi ce înseamnă chișleac? Chiștoiac? Chișleac. Chișleac. Chișleac, da. Am auzit parcă, dar nu știu, nu-mi dau seama. Banalul lapte prins, lapte bătut. Lapte prins. Coleaș. Am auzit ceva de treaba asta. O măligă, coleaș. Aha, am înțeles. Coleaș. Dar nu în zona noastră, din Moldova am auzit coleaș. Republica Moldova. Am înțeles. Tarabuniță. Tarabuniță? Tarabuniță, da. Nu știu ce înseamnă tarabuniță. Roabă. 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 Da. Ce să-ți mai spun? Dacă mi-a luat pe un telefon să vedem dacă mai găsesc câte și eu aici. Hockerly, știi ce înseamnă hockerly? Mm-hmm. Înseamnă scaun mic. Foarte tare. Pe care stai când lucrezi la cizme. Am înțeles. Pampuște. Pampuște? Pampuște. Care înseamnă gogoș. Pampuște? Pampuște. Da. Crognie. Tot gogoși. La noi tare, foarte tare. Crognie. Da. Să zic o întâmplare care e amuzant, a cauzat o confuzie superbă.
Cineva a venit în vizită la un bătrân, cred că avea 80 și aproape 90 de ani. Și l-a întrebat cum îi merge. Grădina e în regulă, m-a îngrijit de ea. Și omul spune, zice, da, ce au venit unii pe la mine și m-au ajutat cu niște proști. Nu. Am greșit așa. M-au ajutat niște proști. Și omul zice, băi, dacă au venit oamenii să te ajute, cum? Cum le zici proști? Și nu, băi, nu proști, proști. Dar, de fapt, repeta același cuvânt. Și la un moment dat, omul i-a dat varianta de singular. Băi, omule, e vorba de proașcă, mă, care împroașcă, adică stropitoare. Am înțeles. Da, deci omul nu-i focuse pe ea proști și, de fapt, da. Sau într-un atelier de croitorie. Spune un bătrân ucenicului. Zice, băi, să te duci să-mi aduci cheile de dincolo. Omul se duce, găsește acolo legătură de chei și îi aduce. Uite, omul zice, nu mă, cheile. Zice, nu înțeleg nimic. S-a dus omul și a luat niște piei de animal. Cheile, și e da. Cheile. Cheile, da. Da. Foarte, foarte interesant. Astea de unde sunt? De prin zona ta sau de prin Bucovina? Din Bucovina. Din Bucovina. Bucovina. Văd că trage așa spre Bucovina foarte mult. Da, soția mea e bucovineancă și... Am înțeles. Da. Ciprian, ce planuri ai? Scrii cartea aceasta pe care ai dezvăluit-o pe Facebook din când în când? Eu scriu la ea, dar nu îmi fac curaj să trec granița asta mai departe. Parcă nu mă văd în ipostaza scriitorului, adică, domnule, am publicat o carte. Am decât pasiunea și plăcerea de a scrie. Și de câte ori vine momentul de a publica, fac un pas înapoi. De fapt, de ce mai multe ori în viață cam așa am făcut? Păi nu trebuie să faci. Știu că nu trebuie. Ai da. Foarte multe reacții, am văzut, și cred că dragii noștri privitori pot să te urmărească oricând. Pentru că scrii foarte frumos și o mulțime de epitete, o mulțime de metafore, o mulțime de cuvinte frumoase, o bogăție de informații se află în articolele tale. Îți doresc succes în tot ceea ce faci. Îți mulțumesc că ai venit în seara asta pentru o seară de cunoaștere. Ne povestești despre tine. Sper că v-ați simțit bine și noastră, dragi prieteni. Scria cineva mai devreme că era curioasă să vadă cine este cel care scrie așa de frumos. Te-a cunoscut pe Facebook și să le scrii, zice, toate întâmplările sunt extraordinare, ești un povestitor foarte talentat, se bucură să te cunoască mulți oameni aici. Dacă ai un gând special pentru fanii tăi de pe Facebook? Îi salut cu ocazia aceasta, le mulțumesc din toată inima pentru că sunt receptivi la fiecare nouă creație. Mă bucur foarte mult că li se încălzește sufletul de fiecare dată când citesc ceea ce scriu. Asta este de fapt și scopul meu și sunt fericit să fac lucrul ăsta împreună cu ei. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi Ciprian Marin, jurnalist, pedagog. Iată că sunt foarte multe experiențe de viață, n-am apucat să le parcurgem pe toate, poate într-o ocazie viitoare să mai povestim și altele, poate te mai îmbogățești între timp, mai vorbim cu niște băieți de la liceu să vedem ce mai, da. Ce mai pot să întreprindă. Am auzit că la un moment dat ai fost și bodyguard la BUG Mafia, adevărat? Da, dar mai mult i-am însuțit o scurtă perioadă, au fost două concerte, la Ploiești și la Brașov. Și te-au luat ca bodyguard? Da, practicam arte marțiale în perioada aceea și am avut o scurtă experiență. Am înțeles. Mult succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc mult de toți. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu A7 TV. Sunt Cornel Drăvășan. Seară bună!